Salutare, dragii mei! Bine ați venit la un nou videoclip. De data asta nu este tutorial, ci este un videoclip din categoria sfaturi, idei utile. Mai exact, astăzi o să vă învăț toate șmecherile, cum să citiți o schemă tricotată, da? Pentru asta, ca și demonstrație, am să folosesc cărticelele pe care le-am avut în magazin și pe care le am în magazin. Momentan pe stoc mai am 250, 260 cred că au rămas foarte puține, una sau două. Dar vreau să vă spun că acest videoclip este făcut cu o mică dedicație, dar fac o mică dedicație pentru cei care au achiziționat aceste cărți și am primit numeroase solicitări în care m-ați rugat să explic cum să citiți o schemă tricotată. Dar acest videoclip va fi util nu numai pentru cei care au cărțile respective, ci și pentru cei care și au schemele de pe net sau găsesc o schemă pe net și nu știu de unde să o apuce. Rămâneți cu mine că eu o să vă povestesc tot pe îndelete, da? Și o să încep prin a vă spune că cărțile astea, da, una e cu 260 de modele și una este cu 250 de modele. Modelele sunt total diferite. Dar diferența între cele două cărți este faptul că în asta cu 260 mie mi se pare că sunt mai multe torsade și modele de iarnă. De asemenea, aici sunt în plus față de cealaltă sunt și raglane. Uitați-le, vedeți? Aici aveți schemele cu raglane gata făcute, iar mai încolo, după câteva pagini, sunt schemele cu simboluri, da? Pentru aceste modele, da? Aceasta ar fi diferența. În asta cu 250 de modele sunt mai multe modele ajurate. Mie mi se pare că sunt mai multe modele de vară, dar în același timp sunt prezente și torsadele. Avem alt fel de manșete aici. Aici nu avem raglanele, dar nu este nevoie neapărat să aveți raglane în cărți pentru că ele conțin modele și modele circulare și eu am să vă arăt imediat despre ce e vorba, da? Eu am zis că nu mă complic, încep cu prima schemă ca să exemplific modelul și să vă explic toate simbolurile, da? În primul rând, eu o să iau un pic și o hârtie și am să vă scriu ce înseamnă fiecare simbol, da? Și am să vă explic acolo unde trebuie, cum se lucrează. Până atunci, până la simboluri, vreau să vă arăt, o să pun așa cartea ca să fie mai vizibilă, vreau să vă arăt cum să citiți în primul rând o schemă, da? De unde să o apucați înainte de a începe să o lucrați, da? Sper că se vede bine, îmi dau și mai aproape, așa. Așa, da? Bun. Cum citim această schemă, da? M-am mai întrebat ce înseamnă scrisurile de aici. Nu vă bateți capul, asta este denumirea modelului, nu vă interesează. Dar aici aveți 20x32. Asta înseamnă așa că un raport, da? O porțiune de model se lucrează din 20 de ochiuri și 32 de rânduri, da? În altă ordine de idei, aveți numerotat și aici rândurile, da? 1, 5, 10 și așa mai departe. Și aici vedeți că aveți iarăși 1, 5, 10, 15, 20, da? Să nu uitați când lucrați circular, să vedeți cum împărțiți ochiurile astfel încât, da, să vă iasă simetric, da, toată treaba. Cam asta. Bun, în altă ordine de idei vă spuneam că există și modele care se lucrează circular și modele care se lucrează cu rânduri dus întors, da? Și am să vă arăt diferența, da? Între un model prezentat în scheme circular și unul care se lucrează cu rânduri dus întors. Vedeți că aici în dreapta aveți numerotat rândurile, da? Aveți 1, 5, 10, 15 și așa mai departe, da? În același timp, știți că în schemele clasice, da, în cele pe care le întâlniți pe internet, aici de multe ori vă apar numerotate rândurile pare, da, sau impare, mai bine zis, 1, 3, 5 și așa mai departe.
Aici vedeți că ele sunt toate, da? Până la 5, o să vedeți că aveți 5 rânduri și în fiecare rând aveți simboluri, da? Aveți cum se lucrează. Ce înseamnă asta? Dacă voi în schema asta aveți toate rândurile prezentate, înseamnă că acest model este circular și ca să vă iasă aceste încolăcituri aici, fiecare rând se lucrează cu model, da? În ce sens? Că în fiecare rând voi aveți aici simboluri de jeteuri, de două ochiuri împreună, ochi pe față, ochi pe dos, da? Vedeți că ele se decalează, da? Nu se repetă, știți, unul peste altul, să zicem că aveți aici un jeteu, iar în următorul rând aveți ochi pe dos sau ceva mai... sau ceva de genul ăsta, așa am vrut să zic, da? Deci dacă aveți aici numerotat fiecare rând, da, de la 1 la 5 și nu sare, da, peste 1, nu aveți 1, 3, 5, 7, ci aveți 1, 2, 3, 4, 5, asta înseamnă că este model circular și în fiecare rând aveți simboluri de lucrat. Acum, în aceeași revistă există și modele care se lucrează cu rânduri dus întors și este chiar ăsta. Și o să vă arăt cum vă dați seama că ăsta este model cu rânduri dus întors. Pentru că, vedeți, chiar dacă aici aveți toate rândurile până la 5, în al doilea rând, vedeți că nu apar simboluri, decât aveți aici ochiuri pe față și ochiuri pe dos, da? Asta înseamnă că, de fapt, voi când întoarceți lucru, da, și lucrați rândul 2, pur și simplu lucrați ochiurile care sunt pe dos, le lucrați pe dos, care sunt pe față, le lucrați pe față, da? Înțelegeți la ce mă refer, da? Deci voi, primul rând, aveți simboluri, după aia când vă întoarceți cu al doilea rând, vezi că aveți aici liniuțele astea, care înseamnă, de fapt, ochiuri pe față, da? Ochiuri pe față, liniuța verticală întotdeauna înseamnă ochi pe față. Eu o să vă scriu și pe hârtie toate simbolurile. Iarăși vedeți în rândul 3, iar aveți simboluri cu jeteu, cu două ochiuri împreună, asta înseamnă că e rândul 3, da, se lucrează cu model, sau mai bine zis rândul de pe fața lucrului, da? Pe dos, iar când vă întoarceți, iar aveți aici minus, minus și 0, 0, da? Bun, deci asta e diferența, vedeți că aici nu aveți simboluri din astea chiar în fiecare rând, ci aveți peste 1, da? Tot săriți peste 1, mă refer la simbolurile atipice, nu la ochiuri pe față și ochiuri pe dos, ci simboluri atipice, gen, sau speciale, hai să le zic speciale, gen două ochiuri împreună, jeteuri și așa mai departe, da? Și așa, dacă o să vă uitați în toată revista asta, vă dați seama, uite aici iarăși, vedeți, aveți simboluri în fiecare rând în acest, da? Înseamnă că ăsta se lucrează circular. Și acum, ce se întâmplă? În general, în modelele japoneze de pulovărașe, de bluze și așa mai departe, ei în principal lucrează circular, da? Încep cu raglan de sus, fără prea multe cusături. Deci asta este specificul modelelor japoneze. Și atunci, este foarte util pentru că e mai greu să transforme o schemă în lucru circular decât să o transform în lucru cu rânduri dus întors, da? Înțelegeți la ce mă refer? Să zicem că voi vedeți un model foarte frumos de, nu știu, de, uite, din frunze din astea, da? Le vedeți pe net. Este foarte greu voi singuri să vă dați seama cum se lucrează modelul ăsta circular, da? De aceea revista asta e bună, pentru că ea deja vă dă și modele gata făcute, da? Nu trebuie voi să calculați nimic, ați pus schema în față și lucrați după ea, pur și simplu vă împărțiți linia raglanului și faceți înmulțiri, da? De o parte și de alta linie, așa cum, da? Cum este raglanul vostru sau în funcție de ce raglan lucrați. Dar voi aici deja le aveți, da? Așezate în așa fel încât aveți și modele care se pot lucra circular, dar și modele care se pot lucra cu rânduri dus întors. De aceea trebuie să fiți atenți, întotdeauna atrageți atenția la cifrele care sunt numerotate aici, da? Mie mi s-a întâmplat să iau de pe net un model și nu am fost atentă la aceste cifre și am început să-l lucrez cu rânduri dus întors și mi-am dat seama că acel model nu arată la fel ca în poză. Pentru că eu lucram pe față ochiurile așa cum erau ele prezentate aici, cu jeteuri, cu tot ce înseamnă, mă întorceam pe dos și lucram toate ochiurile pe dos așa cum sunt ele și toate ochiurile pe față cum sunt ele. Și modelul s-a alungit foarte tare, vă dați seama, adică o frunză a devenit pe jumate de țesătură. Și nu era ok, până mi-am dat seama că nu am fost atentă că aici
numerotarea era în fiecare rând, dar nu sărea peste unul, deci era clar că eu trebuia să fac modelul circular ca să iasă identic ca în poze. Și acest model la fel, el va ieși identic ca în poze decât dacă se lucrează circular, da? Și o să vă dau un exemplu aici. Uitați această fată, această bluză. Vă zic eu din ochi că este lucrată de jos circular. Vedeți, până la sub braț. Mâine ca la fel e lucrată circular, da? Până la sub braț. Și abia de aici, ei au unit porțiunile astea, da? Și au lucrat, sau mai bine zis, au continuat mâneca cu ochiuri, cu rânduri dus, întors până sus. Și partea din față la fel și partea din spate au separat-o și au lucrat-o cu rânduri dus, întors și au făcut cusătura aici. Vedeți că nu se mai continuă modelul. Iar în partea de sus, eu presupun că a fost făcut un artificiu, că vedeți că se duce mai sus. Adică au adaptat modelul ăsta la lucru cu rânduri dus întors, în ce sens? Că și pe dos au lucrat modelul, doar că este complicat pentru începător, nu vă recomand să vă apucați să faceți asta. Pentru că trebuie să stăpâniți foarte bine, cum să zic, această tehnică de adaptare a schemelor. Mai bine nu, aveți schema cu lucru circular, eu pot să vă recomand, ați luat-o, să zicem că aici au început cu raglan de jos și e mai greu. Începeți cu raglan de sus, mergeți până la mâneci, până la sub braț, la sub braț ați separat mânecile și trunchiul și lucrați în continuare cu circular și ați mers până jos cu modelul, nu trebuie să faceți nicio adaptare, da? Bun, am vorbit mult și nu știu dacă a fost cu folos, dar eu cred că s-a înțeles. Acum o să trecem la simboluri, da? O să vă explic ce înseamnă fiecare simbol. Și o să vă explic simbolurile de bază, da? Cele care sunt cele mai uzuale și care le găsiți în fiecare schemă. Pentru că în momentul în care o schemă conține un simbol mai atipic sau un simbol mai special, cum sunt, nu știu, haideți să căutăm unul mai special pe aici. Uitați, astea de aici, de exemplu, sunt niște, haideți să dau mai aproape, da? Aici aveți niște fundițe, nu știu ce, ei. Pentru aceste simboluri care sunt mai speciale și nu mă refer doar la această revistă, ci în general în toate cărțile, la sfârșit sau la început, depinde de cartea pe care o aveți, ei întotdeauna vă spun cum se lucrează, da? Uitați că am fundița aici, o găsesc aici, la sfârșit, da? Deci asta e fundița și mi-arată ca la, da? Ca la începători. Cum introduceți îndreaua, cum trageți, cum, da, vedeți că aici ei folosesc o croșetă sau nu știu ce folosesc, da, deci vă arată exact cum se lucrează acest simbol pentru cele care sunt puțin mai diferite de simbolurile clasice, da? Bun, o să mă întorc aici, o să analizăm schema asta și de la ea plecând o să, da? O să încep lucrurile de bază, deci, ochiurile pe față, în general, sunt cu o liniuță verticală, da? Eu o să scriu așa ca să aveți și voi, da, întipărit în memorie ce scriu eu aici. Ochi față, da? Întotdeauna această liniuță, așa, eu o să fac așa ca să o, da? Iar liniuța orizontală, da, adică minusul, este întotdeauna ochi dos. Asta le cam întâlniți în toate schemele, în toate așa. Vedeți că și aici, în schema asta, de desubt e desenat că pătrățelul gol semnifică o liniuță verticală. Asta înseamnă că ei ce zic, măi, n-am mai stat să desenăm liniuțe verticale aici, ți-am lăsat pătrățelul gol, da? Deci e clar că este ochi pe față, da? De ei vă zic aici. Și mai sunt, uite, în schema de jos, de exemplu, pătrățelul gol egal cu minus, da? Adică să știți că este ochi pe dos, nu, da? Deci asta e semnificația. De multe ori pătrățelele goale însemnifică ochi pe față și nu vă spune asta de desubt în schemele pe care le găsiți pe net, da? În schemele de pe net, în general, punctul pătrățelul gol înseamnă ochi pe față. Sau mai există situații în care pătrățelul gol poate să semnifice punct leneș. De aceea, deci astea sunt cele două variante, de aceea întotdeauna e bine ca în momentul în care căutați o schemă pe net să aveți și modelul de lângă. Pentru că inevitabil voi o să vă uitați pe model, uite ăsta de desubt e mai clar, da? Și o să vedeți, mai aici sunt ochiuri pe dos și să zicem că în schemă aici aveți un pătrățel gol, da?
A, înseamnă că la ei pătrățelul gol înseamnă ochi pe dos, da? Întotdeauna corelați schema cu simboluri, cu schema propriu-zisă a modelului, da? Faceți, vă dați seama mai ușor așa, că dacă le vedeți în... Eu, de exemplu, îmi dau mai repede seama de simboluri când văd și schema lângă și îmi caut modele care să aibă atât poza cu modelul, cât și schema lângă el, da? Bun, astea sunt simbolurile clasice, ochi față, ochi dos, cam în toate revistele, peste tot o să găsiți minus și plus, ca să zic așa, nu, este minus și liniuța asta verticală. Acum, cerculețul. Cerculețul înseamnă jeteu, da? De asemenea, jeteul se poate, poate apărea în anumite reviste, ori așa, ca o potcoavă în partea de sus, ori ca o potcoavă în jos, da? Deci, astea sunt simbolurile pe care le-am mai întâlnit eu în reviste, da? Altele, sincer, n-am văzut, doar așa am văzut jeteurile și cerculețul, da? Cerculeț, potcoavă în jos sau în sus. Bun. După aceea, ce mai avem aici? Mai avem simbolul ăsta, da? Care înseamnă întotdeauna două ochiuri împreună. Indiferent, da? Doi ochi împreună. Doi ochi, da? Împreună. Sau trei, sau patru, sau cinci poate să fie, da? Deja aici variațiile, da? Poate să fie trei, poate să fie patru, poate să fie etc., da? Două ochiuri împreună. Acum, la... Reiau de unde m-am oprit, că s-a oprit camera. Așa. Două ochiuri împreună se pot lucra în două feluri. Sau trei, sau câte ori fi. Odată, dacă aveți acest simbol cu această furcă, cu o liniuță în dreapta mai lungă, da? O să o regăsiți și în schema de aici. Am văzut-o eu pe undeva. Uite aici, în partea dreaptă. O să vedeți că este un... o latură mai lungită în partea dreaptă, da? Care se duce în dreapta. Asta înseamnă că se iau două ochiuri împreună cu orientare spre dreapta. Același simbol cu liniuța mai alungită spre stânga înseamnă că sunt două ochiuri împreună cu orientare în spre stânga, da? Ce înseamnă asta? În general, cele cu orientare spre stânga pur și simplu se iau două ochiuri împreună, cum lucrați voi clasic, iar cele cu orientare spre dreapta, ca să iau ochiurile în dreapta, ele se întorc. Detaliat, această metodă, cred că am arătat-o, sau cum se lucrează ochiurile cu orientare în dreapta și cu orientare stânga, am videoclip separat. O să caut link-ul și vi-l las în dreapta sus, da? Scriu aici link ca să nu uit să vi-l las în partea dreapta sus, da? Cum se lucrează ochiurile astea cu orientare în dreapta și cu orientare în stânga, da? Bun, alte simboluri, așa ca să zic, care se întâlnesc în toate schemele, nu prea sunt. Deci astea ar fi toate. Restul, uitați, simbolul ăsta, de exemplu, ăsta așa, că îl vedeți cam peste tot, da? Arată ca un, cum să zic, ca un, nu vine cuvântul, caracatiță, mini, baby caracatiță, înseamnă că se răsucește ochiul, da? Ochi răsucit. Adică, practic, se întoarce ochiul și după aceea se lucrează, ca să iasă așa ca un lanț... mai, cum să zic, mai strâns, așa. Alte, uitați, aici, de exemplu, mai aveți niște puncte care, în mod normal, nu-ți dai seama ce înseamnă, dar, din nou, te uiți la schemă și vezi că sunt aici niște bobițe. Sunt acele bobițe care se lucrează pe model, da? Când se trage dintr-un ochi 4-5 ochiuri și după aceea se lucrează toate împreună, da? Deci cam asta este, v-am zis, în rest, pentru simbolurile astea mai atipice, mai speciale, la sfârșitul cărții sunt detaliate, da, vă arată pas cu pas, 1, 2, 3, 4, ce trebuie să faceți. Deci n-are rost să stau să insist acum aici. Important este, și v-am spus, să, în primul rând, să depistați dacă este un model pentru lucru circular sau un model pentru lucru în curândul dus întors, da?
încercam să găsesc, dar uitați chiar aici, în această schemă, încercam să-mi dau seama, nu. Deci astea sunt tot circulare, da? Vedeți că aveți simboluri aproape în fiecare rând, da? Bun, ca să transformați o schemă care, nu e, care este circulară în una cu rânduri dus întors, v-am zis, puteți să faceți această șmecherie și pur și simplu pe rândul 2 sau rândul de pe 2 să lucrați simplu, adică toate ochiurile pe față și care sunt deja pe față și toate care sunt pe dos să le lucrați pe dos, da? Bun, în altă ordine de idei, vă spuneam eu și în alte videoclipuri, până n-o să, înainte să vă apucați, să vă lucrați un pullover cap-coadă, când aveți un model așa mai special, mai, da, sau o bluză, încercați să vă faceți un eșantion cu modelul prima dată, ca să vă dați seama să învețe degețelele, să învățați simbolurile, da? Și să vă fie mai clar anumite aspecte. Nu vă apucați să încărcați pe andrele 200 de ochiuri și să începeți de acolo să vă dumiriți de unde să-l luați, da? Prima dată faceți un eșantion de 20-30 de ochiuri, lucrați o porțiune din model și atunci o să vă obișnuiți și cu simbolurile și o să-l și învățați. Și atunci, în momentul în care o să începeți să lucrați un proiect mare, da? Cap-coadă, să zicem că îl începeți de jos sau raglan de sus, deja o să știți cum să vă orientați și cum să vă faceți calculele, da? Niciodată când găsiți un model nou, nu vă apucați din start, decât dacă e foarte simplu, da? Să zicem că aveți, nu știu, 3 rânduri pe 3 și atunci știți cum se lucrează. Dar uite cum este un astfel de model. Da, uitați, acest model este alcătuit din 34 de rânduri, de 16 ochiuri și 34 de rânduri. În primul rând, voi trebuie să vedeți cum se lucrează fiecare simbol și să testați, să vedeți dacă vă iese. În altă ordine de idei, trebuie să vedeți și firul, da? Unele modele strâng țesătura, altele o lățesc și atunci voi trebuie să vedeți și cum să vă faceți calcule după aceea, de câte rapoarte, da? Câte să luați din astea, câte porțiuni, să zicem, câte spicuri încărcați pe andrele ca să vă iasă lățimea necesară, da? Faceți eșantion prima dată. Uitați, luați porțiunea asta așa cum este desenată ea aici, că zice că aveți 16 ochiuri și mai sunt pentru simetrie aici încă 8 în plus sau 10, numărați pătrățelele și vedeți. Luați alea 26 de ochiuri câte sunt aici și lucrați o bucățică măcar, să vedeți cum vă iese, dacă vă descurcați, dacă nu vă descurcați, ca să nu ajungeți să lucrați un cardigan mărimea L și undeva la 10 cm v-ați dat seama că ați greșit, n-ați interpretat bine nu știu ce semn și vi se duce de râpă tot lucrul ăla care e destul de voluminos, da? Deci cam asta... Asta am vrut eu să vă spun în acest videoclip. Nu este teoria, nu este foarte complicat să lucrați după scheme, vă spun din experiență. Mie îmi place să lucrez după scheme pentru că nu stau să mă gândesc la nimic. Pur și simplu mi-am deschis caietelul, mi-am pus în general, iau o linie și îmi pun ca să văd la ce rând sunt. Obligatoriu când lucrați după scheme, luați-vă numărător de rânduri, da? Vă recomand să vi-l luați pentru că s-ar putea să vă opriți la rândul 10, da? Că tot m-ați rugat să vă arăt cum se folosește ăsta și hai că tot am prins ocazia. Eu îl pun pe deget, da? Încep, apăsați butonul mare, o să dau mai aproape. Apăsați butonul mare și începe și numărați. 1, ați terminat rândul 1, 2, 3, 4, da? În momentul în care ați terminat lucrul pe ziua respectivă, lăsați ăsta pur și simplu că el se închide singur. Nu trebuie să apăsați pe nimic, da? O să-l găsiți, uitați. Iam altul. Data viitoare când o să-l aprindeți, el o să se aprindă la cifra la care ați rămas, da? Și o să vedeți unde ați rămas. Și iar numărați câte aveți nevoie. Când ați terminat un raport, da, de 30 de rânduri, pac, îl dați de la 0 și începe și numărați din nou, da? De aia sunt bune astea, pentru că nu stați să vă... Înainte, pe vremuri când lucra mama mea, ea își nota pe hârtiuță. Se oprea la rândul 20, da, din model, că erau și pe atunci chiar, erau mai multe reviste cu scheme decât acum. Și își scria pe caietel. Acum sunt astea electronice, nu vă doare capul, adică numărați, vedeți la cât v-ați oprit și asta este, da? Bun, dragii mei, eu cred că o să închei videoclipul aici, nu mai am ce să vă povestesc mai mult de atât.
v-am arătat în mare care sunt simbolurile care se folosesc în toate, da, aproape în toate schemele. Nu e mare complicație. Important este să lucrați în eșantion și să vedeți, da, cum iese, da? Bun. Vă doresc o zi plăcută, o săptămână ușoară și noi ne vedem, bineînțeles, în videoclipul de vineri, da? Pe curând! Pa, pa!